servicii pentru domnul Dobre, care se leagă singur. Ce? Ia uite ce plânge repenal ăsta. Ia uite ce plânge repenal ăsta. Au 3000 de capuri cu 30 de femei care să strige tare. La poliția n-au văzut când s-a cucut veaua. Fane Dobre și ai lui și-au găsit beleaua. Dacă Burzu spare, ce să facă abii? Cine îi mai dă valoare? Atunci când tu te crezi rege, vine Gurzu să te lege. Vine Gurzu să te lege. Bună ziua, domnul Mertoi. Am fost mai devreme la poliția orașului Năvodari și am reclamat un incident. Mi s-a zis să formulez plângere penală împotriva respectivului și Mertoi Cristian m-a luat la mișto. Am formulat plângere penală, am atașat înregistrare audio-video a incidentului respectiv și am trimis-o la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța, în care am precizat și infracțiunile pe care le-a săvârșit domnul Mertoi Cristian. E dreptul meu să nu fiu amenințat de un individ, un moș căruia îi curg bășinile din fund, îmi scuzați expresia, și care îmi zice că mă omoară. Tot județul și orașul, la 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 la, fie că eu le se nașu, la 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 la. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. Secția de poliție, Nico Ababe, nu purta masca de protecție și când i-am atras atenția, a început să mă înjule, să mă jignească și să mă amenințe că mă bagă într-un canal, că vine după mine și mă bagă într-un canal. Și Dobre Ștefan era martor. Am fost la poliția orașului Lăbădari, unde Cezar Manea m-a luat la mișto. Și Drăghia Răzvan intra în instituția poliției Lăbădari fără mască. Ce face, domne? Și acum mergem la domnul să vedem ce dedicații trebuie să facem. La parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Și m-a audiat domnul în dosarul lui Dobre Ștefan, în calitate de persoană vătămată. Mă cunoaște toată țara, la 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 la, Burzu! De la Pânătoara, la la la. Is the game over?
Poartă mască, poartă mască. Ce? Zi mai tare, zi mai tare. Nu te a bă, din răbunul. Asta merge la dosar. Am fost la poliția orașului Năvodar să depun o plângere pentru evenimentul produs de Bora Ancuța și Bora Dragoș. Iar inculpatul din dosar per Peper 2020, stimatul domn Dobre Ștefan, m-a audiat într-o petiție cu Miroșanu Anton. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai mărită fără de asemănare. Bună ziua! Da, domnul! Un DVD pentru domnul Dobre. Care se leagă singur? Da, care se leagă singur. Ok. Uitați, mersi! O să-ți dau un răspuns și oficial și verbal. Uite, sunt și eu. Am verificat camerele de la Peștișorul de Aur, nu sunt funcționale. Fac adresa la primărie, o să-mi comunice și răspunsul ăsta o să-l primești. Camerele nu sunt funcționale. Eu am pus probele cu Bora. Mersi din frumos. 30. Corect. Iauzi! Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar. ¡Gurzo!